vrea să spun un singur lucru, mai ales că am participat la Liga Aleșilor Locali și o propoziție scurtă. PDL este PDL și punct. Obiectivul nostru principal este să câștigăm alegerile europarlamentare, să le câștigăm evident, convingând oamenii că suntem cei mai buni, că USL i-a înșelat, să spunem ce am greșit, pentru că numai atunci pot să cineva te va crede că nu vei greși a doua oară și să mergem mai departe. De ce sunt importante alegerile europarlamentare? Iarăși trebuie explicat tuturor, pentru că aș vrea ca de data asta să nu se discute numai chestiuni de politică internă în această campanie. În primul rând, sunt foarte importante alegerile europarlamentare pentru un simplu motiv, că noi facem legi în Parlamentul European pentru români. Deci dacă sunt importante alegerile pentru Parlamentul României și te duci să-ți votezi parlamentarul, care va face legi pentru tine, la fel trebuie să te duci să-ți votezi parlamentarul din Parlamentul European, care face legi pentru toți cetățenii Uniunii, deci și pentru tine român. Nu e nicio diferență. Noi facem acolo legi și pentru români. O să vă dau trei exemple de legi. Legea, directiva privind cardul european de sănătate, care este în vigoare și în România. Orice român trebuie să se ducă, să își ia cardul european de sănătate, de la Casa de Asigurări de Sănătate, doctorul de familie, pensionarii de la oficiul de pensii, pentru că în directivă este prevăzută o listă lungă de boli pentru care te poți duce și trata, opera într-o clinică din străinătate, Viena, Paris sau un alt oraș din Uniunea Europeană și statul român este obligat să plătească pentru că tu ai achitat contribuția de sănătate statului român care a luat banii și nu-ți oferă servicii corespunzătoare. Deci asta este o lege făcută de Uniunea Europeană, de Parlamentul European, din care au de profitat românii. Un alt exemplu, tarifele la roaming. Știți că de cel puțin 2 ani de zile, tot printr-o decizie a Uniunii Europene, tarifele de roaming sunt aceleași în toate statele membre. Plăteam înainte diferit, în funcție de distanță. Și trebuie să mai știți că de la toamnă vine o nouă directivă care este deja pregătită și pe care o să o votăm în Parlamentul European și nu va mai exista tarif de roaming. Vom plăti atunci când vorbim cu orice stat din Uniunea Europeană, cu copiii, prietenii, familiile noastre aflate la muncă, același tarif ca și cum vorbim din Timișoara, din Piața Operei, în Timișoara, la o altă adresă. Deci va fi tarif național. Deci toate aceste lucruri vin de la Parlamentul European. De asta sunt importante pentru români, să nu creadă că suntem acolo departe și facem ceva ce nu are legătură cu viața lor. Tot ce facem are legătură cu viața lor și cu banii lor. Un ultim exemplu, unde eu sunt conduc procesul legislativ în Parlamentul European, sunt raportor, directiva confiscării. O votăm în plenul Parlamentului în martie. Și România va fi obligată să o aplice. Vom confisca banii, chiar dacă sunt puși pe numele altora, știți că oamenii mai divorțează, mai mută pe copii, mai fac donații, banii proveniți din infracțiuni, chiar dacă nu există condamnări penale pentru toată suma respectivă. Asta înseamnă, sigur că se aduc bani la buget, dar asta înseamnă că o parte din hoții de tranziție, așa îi numesc, vor trebui să dea înapoi din banii furați. Din banii furați din buzunarele noastre. Din buzunarele noastre. Că atunci când fur din banul public, fur din banul fiecărui român. Acum, în ceea ce privește cum alegem la Parlamentul European, eu spun românilor să se uite, sau celor din Timiș, și celor din Timiș, să se uite la rezultate. Dacă ești la primul mandat, sigur că te uiți la ce a făcut acel om înainte în meseria lui. A fost bun inginer, doctor, primar sau ce a fost. Dacă ești la al doilea mandat, te uiți la ce a făcut omul în primul mandat. Pentru că dacă n-a făcut nimic, nici nu ai garanția că va face ceva pentru tine. Nu? E logic asta. Se aplică și la Parlamentul României în aceeași măsură. Și acum o să vă dau câteva cifre. Mandatul a durat 5 ani de zile. În acești 5 ani de zile, delegația PDL din Parlamentul European
are 56 de legi adoptate, iar delegațiile PSD plus PNL la un loc au 29 de legi adoptate. Deci, repet, PDL are în total 56 de legi adoptate în Parlamentul European, suntem 11 oameni, iar delegația PSD și PNL are 29 de legi. Deci PDL are aproape dublu legi adoptate în raport cu PSD plus PNL la un loc.